Suntem la mijloc de post. De atât e și Duminica Sfintei Cruci. Doar așa un gând, doar un gând să vă-l transmit dumneavoastră și când veți avea timp să vă gândiți un pic la treaba asta. Că pe mine m-au lucrat toată săptămâna până acum și nu numai săptămâna asta, dar și mai mult timp. Și mi-ar plăcea să vă lucreze și pe dumneavoastră în sens bun. Noi toți, de când ne-am trezit în lumea asta, de mici fiind, simbolul crucii noi îl vedem peste tot. Îl vedem pe biserici, îl vedem pe casă, îl vedem pe garduri, îl vedem pe porți, nu neapărat porți bisericești. Îl vedem pe veșminte și nu neapărat bisericești. Noi ne-am deprins cu un decor al crucii cam peste tot. Și nu e rău, nu e rău. Dar a ajuns semnul crucii ca un clișeu. Atât de tare ne-am deprins cu el că a devenit ceva foarte banal. Inclusiv când facem cruce pe noi. Când ne facem semnul crucii. Ori, când s-a vorbit despre cruce, într-acel context, când Domnul Iisus Hristos a spus că cel care vrea să mă urmeze mie trebuie să-și ia crucea și să vină după mine. Deci când a spus Hristos asta, asta înseamnă moarte. Și a spune moarte e puțin spus. Hristos când a spus că dacă vrea cineva să mă urmeze să-și ia crucea, înseamnă să accepte în toată ziua să fie batjocorit. În toată ziua să fie gata de moarte, crucea înseamnă rușine. Crucea înseamnă necaz. Crucea înseamnă să fii scuipat. Asta e crucea. Asta e crucea. Noi, îmi permit să spun, habar nu avem. Nu știm ce e asta. Cruce în sus, cruce în jos, nu ne dăm seama. Bunicii noștri făceau cruce peste tot. Când tăiau pâinea, știți. Când puneau aluatul la lucrat, la dospit, știți. Când își puneau apă în cană, să bea, iarăși făceau cruce. Dar asta numai ceea ce am primit noi puțin. Dar Sfinții Părinți, Apostolii, ei fără cruce nu făceau nimic. De ce? Arma aceasta a morții, arma aceasta a osândirii, a devenit, drapelul, spuneam eu altă dată, drapelul creștinătății. A devenit bucuria învierii. Mi-ar plăcea să... ca și mulți dintre dumneavoastră, să fim numai pe faza asta a bucuriei. Astăzi sunt traininguri, sunt tot felul de ateliere pe internet sau unde vreți dumneavoastră și vă vorbesc cum să te păstrezi liniștit, cum să fii calm, cum să respiri, nu știu ce și nu știu cum. Să ajungi la un fel de înviere. Dar nu e posibil. La înviere să ajungi numai prin cruce. Numai prin cruce. Atâta timp cât nu vei desluși ce este crucea. Cât nu vei desluși ce a făcut Hristos pe cruce. De ce a spus, ia-ți crucea, leapă-te de sine și urmează mie. Să fii gata în toată ziua să mori. Crucea a despărțit lumea în două. Crucea și astăzi desparte lumea în două. Noi purtăm cruci de aur la gât. Noi purtăm cruci prin ureche, noi purtăm cruci peste tot. Dar nu știm ce este. Și de atâta crucea lui Hristos a despărțit lumea în două. Cei care o iau la lejer, botezați fiind, creștini fiind, și habar n-au ce înseamnă, și cei care au spus că, Doamne, eu îmbrățișez crucea Ta în toată ziua și de ea n-am să mă las niciodată. Crucea lui Hristos înseamnă moarte, dar într-același timp, tramplin spre înviere. Atâta timp cât nu vei muri cu Hristos, nu vei putea nici învia cu El. Ecuațiile astea pot să vă apară foarte simpliste. De aia sunt trei lucruri care a pornit de la cruce. Ceea ce a pornit de la Hristos. Primul lucru este în toată ziua să lupți, în toată ziua să lupți suferind pentru păcat. Să lupți să nu accepți păcatul în viața ta. Pe ce termen? Pe termenul unei vieți. Cât va trăi creștinul care a îmbrățișat crucea, cât va trăi, el face luptă cu păcatul până la moartea lui. Până la moartea lui. Asta e suferința unui creștin. Să se păstreze curat. Să se păstreze curat. Pe Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare predicator pe care l-a avut omenire vreodată, biserica în special, toți cei care îl vroiau rău și erau foarte mulți, inclusiv împăratul și împărăteasa, și ei se mai schimbau, dar el tot rămânea episcop.
Și toți consilierii împăraților spunea împăratului, dacă vrei să-i faci rău Sfântului Ioan Gură de Aur, poți să-l trimiți departe, în exil. Nu i-ai făcut niciun rău. Poți să iei ultimul capăt de ață. Nu l-ai atins cu nimic. Poți să-l vorbești de rău și să-l înjuri în față, nu o să se perturbeze. Dar dacă vrei să-l atingi cu ceva, fă-l să păcătuiască. De asta el se teme cel mai mult. Sfântul Ioan Gură de Aur, sfinții pe care noi îi știm, cei ce se temeau cel mai mult, era păcatul. Viața unui creștin, după ce s-a botezat, după ce a înțeles ce înseamnă a fi creștin, el face legământ cu Dumnezeu și lupta lui de o viață este lupta cu păcatul. Asta e. A doua luptă a unui creștin este cu diavolul. Să nu credeți că diavolii sunt prin desene animate. Să nu credeți că diavolul este un bau-bau să vi sperie copiii care nu pot dormi. Diavolul se luptă zilnic cu tot creștinul, zilnic. Zilnic. Într-același timp, lupta aceasta care un creștin dă satanei, dă și falșelor învățători despre Evanghelie, despre Biblie, despre credință, despre credința noastră. Pentru că s-au evit atât de mulți învățători falși. De atât Apostol Pavel spune galatenilor, dacă cineva o să vă predice o altă Evanghelie decât v-am învățat eu, să fie anatema, adică despărțiți-l de la voi, ușurați-vă viața, îndepărtați-l de la voi, vrea el sau nu vrea, despărțiți-vă de el, ca să rămână trupul sănătos. Atât de mult, iertați-mi, dar atât de mulți nebuni sunt în lumea noastră, nu vă luați după tot ce zboară, că nu tot se mănâncă. Aveți grijă și rămâneți fideli Evangheliei și Bisericii lui Hristos. Eu știu că nu-i ușor, pentru că preotul ăsta pe care îl văd, înjură. Pentru că preotul ăsta care îl văd în biserica mea de cartier sau în sat, bea, prea mult bea. Preotul ăsta pe care eu îl cunosc, mai merge și la alte femei. Preotul ăsta pe care eu îl știu în biserică, face și business necurat. Și lăsăm de la noi. Credința, în loc să crească, devine și mai mică. Și la un moment dat, da, spovești. Ce-mi trebuie? Mai bine să fiu liniștit. De ce să mă duc eu și să mă macine gândurile, inima cu spovedanii, cu nu știu ce? Las o baltă. E simplu. Să dai brațele jos, e foarte simplu. Dar a lupta cu un preot care nu prea e demn de preoție, e foarte complicat. Oricum, biserica nu trebuie de părăsit. Biserica nu trebuie de părăsit, preoții se schimbă. Hristos în biserică rămâne același. Lumea din biserică se schimbă, dar credința trebuie păstrată aceeași. Și de multe ori, noi adulți fiind, nu avem exemple bune. Nu avem. Așa au fost situații și situații în familie sau în țară. Dar dumneavoastră astăzi, fiți exemple bune pentru copiii și nepoții pe care aveți. Fii tu un exemplu bun. E foarte ușor să renunți la tot, să te întorci și să lași brațele jos și spune că las că mai trăiește și vecinul meu fără biserică și merge bine. Nu vă luați după asta. Exemplul nostru este Hristos. Exemplul nostru este Hristos. Pentru un creștin adevărat, Hristos este exemplu. Preoții, episcopii, sfinții, dacă veți studia în prologe, în viețile sfinților, veți vedea că sfinții au fost oameni. Și ei aveau tot felul de scăpătări, sfinți fiind. Pentru că sfinții nu sunt sfinții îngeri, ci sfinții dintre noi. Cu toate scăpătările, căderile, și ei aveau de plătit impozit, și ei aveau familie, și ei aveau copii. Unii trăiau în mănăstiri, dar nu toți. Și să nu vă gândiți că a te mântui în mănăstire e ușor. A te mântui în mănăstire e foarte, foarte complicat. Să nu credeți că cei din mănăstire merg la toate slujbele din biserică. Cei mai mulți sunt la prășit, sunt la afânat, sunt la cosit, sunt la brutărie, sunt peste tot. Și fac ascultare. Prin ascultare omul se mântuiește. Cum au devenit atât de mulți învățători falși?
Prin mândrie. Prin mândrie. Cum se mântuiește omul? Prin smerenie. Când ai să te smerești, Dumnezeu poate să-ți vorbească. Cei care v-ați gândit să vă opriți cu postul aici, eu vă îndemn să mai faceți încă 4 săptămâni, că nu a rămas mult. Și vom ajunge și la înviere. Și atunci când ne vom așeza la masa de sărbătoare, să vedeți că gustul pitei e mai bună. Că apa e mai bună. Că mierea e mai bună. Că soțul, soția, relațiile între voi e altfel, s-a schimbat. Pentru că postul face minuni. Rugăciunea, chiar dacă e mică, face minuni. Sfinții părinți spun despre post, vă spuneam în primele zile de post, postul este rugăciunea și fără cuvinte. Chiar dacă nu știi ce să spui. Postul face minuni. Deci nu abandonați. Eu vă îndemn asta. Lumea nu prea înțelege. De atâta, lumea chiar nu știe și când preotul spune clar și răspicat, oricum le răstălmăcește invers. Eu vreau să cred că dumneavoastră înțelegeți ce se vorbește aici și chiar dacă nu înțelegeți, ține post și citiți în Biblie, iarăși, chiar dacă nu înțelegeți, continuați să citiți, că Dumnezeu o să vă vorbească. Atâta timp, ce înseamnă postul? Așa aici mă opresc, nu vreau să întind cuvântul meu. Postul face să fii mai sensibil la toate felurile de lucruri și înțelegeri. Cu mult mai sensibil. De atâta sunt și multe ispite în post. De aia, dacă nu vei citi cuvântul lui Dumnezeu, vei continua să rămâi la suprafață. Foarte superficial. Omul când va ține post, chiar dacă nu știe de ce, ușor, ușor Dumnezeu va continua să-i lucreze și să-i vorbească și să-i explice lucruri care altfel nu le poate înțelege. De aia, străduiți-vă să nu uitați că sunteți copiii lui Dumnezeu. Că El a plătit un preț scump pentru dumneavoastră, pentru fiecare. Că crucea, fiecare creștin trebuie să pună pe cruce. Apostol Petru spune așa, nu vă asemănați chipului veacului acestuia, urmați exemplu morții lui Hristos. Vedeți cum? Mie mi-ar plăcea să trăiesc fără încercări, fără ispite, fără necazuri. Apostol Petru zice, nu se poate, nu se poate. Urmați exemplul lui Hristos. Adică mergeți pe urmele Lui. Fără necaz nu e posibil. Ce este în necaz? Este crucea noastră prin care noi trebuie să înviem dintre acest necaz. Dar mai întâi, pune-te pe cruce, suferă un pic. Suferă un pic cum? Renunță la păcat. Renunță la păcat. Când vrei să-l judeci pe cineva, mușcă-ți limba. Când îl privește rău sau cu patimă pe cineva, pleacă-ți privirea în pământ. Când vrei să pui mâna pe lucruri care nu-ți aparțin, Biblia spune tai-o, adică tai-ți voia. Tai, bă, e posibil asta. Asta nu-i scris pentru îngeri, pentru dumneata e scris, pentru mine e scris. De atâta suntem în biserică, să facem corp comun, unde e corp comun să lucrează mai ușor, să luptă mai ușor. Suntem frați. Nu suntem dușmani. Și apoi vă spuneam acum despre lucrarea diavolului. Când cineva te-a vorbit de rău și eu știu cine m-a vorbit, ea, el, pe nume știu. Asta e lucrarea diavolului. Asta nu e lucrarea ei. Prin ea s-a lucrat, prin el a lucrat. Deci eu trebuie să știu pe cine mă supăr, pe el, pe ea sau pe diavol. Diavolul prin noi lucrează și ne dă jos. De aia sus inimile și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.